Hai robăiți și bine v-am găsit la un nou videoclip. În primul rând vreau să vă spun că cei de la Dice mi-au spus că avem 40 de instalări până acum. Deci eu zic că dacă astăzi bustăm tare și instalăm joculețul din descriere, ajungem la 100 de instalări, ceea ce activează un live de 10 ore plus 600 de MD giveaway, 200 la câte 3 persoane. Deci hai să instalăm jocul ăla din descriere și facem live 10 ore. Live în care facem 1, 2, 3, 4, 5 lucruri, nu știu, vedem. Putem zice facem 10 ore live și numai farmăm la metine sau le combinăm cu făcut de fragmente ceva încât să bustăm caracterul ăsta. Deci 10 ore live dacă facem 100 de instalări. În al doilea rând, hai să golim poșta ca în prime mesaje. am vezi că e full poșta. Hai să vedem ce am mai primit pe aici. Armură de nivel 61, brățară cu 20 orci, un tăiș, încă un tăiș, un indigo, un sufletul roșu, abanoș plus 0, un steag, 40 de bucăți de piatră prețioasă, 20 de dălea, așa, o teamă și 65 de blesuri. Nu e premiu, e pentru armură. Deci Stefan a zis că vrea să îmi dea pentru armură. Acum, pe... Pă nici nu știu. Eu le-aș da, eu sincer le-aș da, zic deci că nu, nu acceptăm, le-aș da mai departe, primim tot, ok, am primit tot și acum ștergem tot. Deci am primit tot de la băieți, mulțumim foarte frumos și astea o să le împărțim noi. Deci armura asta o trag de parte. cu 2 KPV asta o folosim noi și o să o plusăm. Deci am luat-o ca să o plusăm, blesurile o să le dăm la Băieți, deci vă puteți înscrie și avem așa, 1, 2, 3, 4 premii principale, 40 de bucăți. Ia uite câte premii sunt. Deci ia uite câte premii sunt ăsta, nici nu știu dacă are valoare, niște cărți, două tăișe, iar le mai avem, o să le dăm pe aici la băieți. Lucruri de pe aici, sincer, nu le-aș da la premiu din cauza că, pă frate, unul am înălțit lucruri mici tăi și le treacă meargă, în rest, vă dați seama, nici nu vreau să mă ajut de câștigător, într-un fel. Nu e un lucru care să-l dau mai, mai departe. Deci astea sunt odată premiile pe care le vom extrage astăzi. Ribu, FMSU și Platoșa. Restul, următoarele. Următoarea zi. Deci, de ce să primește luăm și noi un 10%, aia asta să o punem sus acolo, nici măcar 10%, frate, că a luat niște cărți, ia uite, ia uite aici ce tate, ia uite ce premiu, frate. Bună seara, domnul Numbers, spor la serie, mai convins să, dau o șansă la, să mai dau o șansă la metin, m-am lăsat în 2013, wow, frate, ia auzi, bă, păi sincer să fiu, deci, eu n-am vrut să fac seria asta încât să aduc jucători sau ăsta, știi? Deci nu asta mi-a fost mie scopul. Nu știu dacă am vândut pietre, dar o să scoatem și băgăm pe job. Am vrut să facem o serie, frate, să ne jucăm aici, până apare temporarul și în timp de temporar, știi, să mai facem ceva pe lângă temporar. Bă, frate, dar s-a apucat o grămadă de lume, deci chiar nu, nu mă așteptam să apuci așa mulți. Și chestia e că toți fac același lucru și într-un fel blochează piața. Înțelegeți? Cu totul că, uite, le merg shop -urile. Deci dacă ne uităm, ia uite, toți au vânzări, înțelegeți? Deci Asta, ok, bă, frate, mai e și încar și ăsta, da, îs foarte, foarte mulți care, bă, frate, uite, ăsta e meu, ăsta e meu, ok, nici n-am vândut pietrele, 25 de milioane de colectat, în regulă, cred că mi s-au vândut ceva dinți, avem 65 de milioane, dar mă gândesc să investim banii, mă gândesc să investim bănuții astăzi, ia să încercăm pe a ah, duri prima fază, o să vedem la fec, uitați, frate, deci, bă, s-a piața, frate, la fiecare lucru, găsești acum. Deci găsești pe piață. Deci la absolut orice găsești pe piața. Asta e foarte important. Găsești un pic mai multe, nu chiar așa bine, dar găsești mai multe. Ne băgăm și cumpărăm piere de urs cu plus. Destul de multe. The best, acum am să legi. da, da. Bun, hai că ăsta ne-am cumpărat total. Și avem 64. De aici încolo nu mai merită să cumpărăm. După care mai avem blană de tigru albă. Asta e destul de scumpă, frate. Asta e destul de scump, o milion bucata. O să luăm astea la 500k. Așa, atâta. Și uniforma neagră. Uniforma neagră cu plus. Uai, wow, ia, ia, ai, ia, 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 ia. foarte, foarte, foarte scumpă. Hai să le luăm astea care sunt așa. Ok, le, deci să le adunăm, le ținem. Oricum asta e, o să vină numai la plus 9. Vreau să dăm un inventar. Deci un inventar de teme dacă pot Hai de capul meu Hai de capul meu Fii atent armură de malachit plus 9 9 no, băieți Știți cum facem Cum facem E prea mică. Am văzut că nu găseai armură de lican Știți cum facem Hai 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 No Mi-ai dat de lucru acum Mi-a dat și chiar skin hm. Când gear în schimb, frate, ia, ia, cum arată skinurile astea, bă, bo, băiatule. 2K 10 diavol. Hai că mă ajută 10, diavol. Bă, da, 2 KPV, 2K PV, Fiți atenți. Deci, păstrăm armura asta și o să dau 3 oni. O să dăm 3 oni uh, giveaway sau lucruri de 3 oni o să le dăm giveaway. Lucruri care le facem noi. Din cauza că, bă, frate, nu știu cât mai merită să abră, dăm asta la altă armură mai bine v-aș da la voi. E ca și cum v-aș da armura asta giveaway, dar vă dau la mai mulți și vă dau lucruri de 3 ori, știi ce zic? Facem 3 onișori. și jup la voi. Și fiți atenți aici, pot... stai zi mulțumim, mulțumim, mulțumim foarte frumos, frate. Deci, bă, eu am rămas... Nu, nu e an așa -i? Nu e an. Bă, frate, Red Wolf, tot respectul meu. Tot respectul meu, mulțumim foarte, foarte, foarte frumos. Deci, v-am zis ce o să facem. Deci, în schimbul a acestei armuri, o să dăm pe o comunitate 3 uni. Un valoros de la Ștefan și o aură sabie, două aură sabie, te tăiș. Stai așa, stai așa, să vedem ce zice și Benșe, uh, Ben frate, deci... Uh, Cărți sălbatic, chestii, figuri dintre astea. Ne-aș și cinci fasole, dragon. Am pregătit contul de atac automat să lăsăm să bată și vă arăt ce am mai primit. Deci aici sunt toate lucrurile. Deci astea o să vină la giveaway. Armura o păstrăm și în schimb la armură o să dăm 3 oani făcuți de noi. Așa și licorile acestea o să le folosesc eu. Bun și cam, cam asta e. Mergem și lăsăm pe atac automat. Cel mai probabil o să fac în nivel 40. Nu știu dacă îl pot duce deja în vale. Bun, hai să încercăm aici să-l lăsăm să bată. Cel nostru can aici, cred că sunt făcute, distanță 100-100. Bun, hai. 400 pe hit, 1000 puncte de XP pe mob. Nu știu dacă făcea mai mult în map 2, dar cine știe. Lăsăm să bată. Ne auzim de dimineață cu rezultatul Flower Power 94. Și este 11.40, au făcut nivel 41 licanul nostru. Hai să luăm și arma de nivel 40, avem acolo o pânză de pe pe jos. Trebuie să o luăm și aia. Ok, bă, da, avem un mesaj aici. Pac, să dezactivăm atacul automat, deci o bătut ceva. O bătut ceva, băiatul. Un total de 300 de flower power, deci au făcut vreo 240 aproape. Ok, avem lucruri pe poștă și shopul. Vânzări de 64 de milioane. Wow! Mi s-au vândut toate pietrele. S-au mai dat din cărți. Ăstele alte cred că o să le arunc. s cărți la 250 uh, ca bucata care nu s-au vândut. Deci ce mai probabil vră vâra -vr cu ele. Și ajungem la 96 de milioane. Bani pe care vreau să investim încă să facem scuturi de nivel 1 plus 9. Că poate reușim să mai vindem din ele. Dacă le facem plus 9. Iar cor la pradă. Bă, dar numai... Prade de asta iurea prin când intru, eu nu știu cum să nimerește, că un pic de drop, un pic de noroc la drop ăla nu am. Hai să aprobăm aici cererile de prieteniere la băieți, să vedem câți avem și online. Doi băieți, nivel 40 și nivel 31, clar s-au apucat acum băieții. Opa, cineva se loghează acolo. Așa, ia uite, nouă dinți. Mesaj pentru comunitatea lui Number. Nu mai stricați prețurile. Hai cu vișnița. O suflă și 10 KK capa și un suflet broșu de la domnul Mihail. Hai să îl băgăm asta. Să vedem. O, încă nu putem. Deci, voi ăștia de aici ați cam stricat prețurile, zice comunitatea de pe Kirin. Bă, trupele dau dreptate, știi? Adică la multe lucruri v-am arătat că prețurile sunt în cap. Ăștia îi la 3 milioane, acum e 2 milioane bucata. Ok. Și să vedem dacă mai a apărut ceva ce avem nevoie. Deci fier de urs cu plus la 250 ca bune ostia. Hai să dăm și mai mic preț unitar, poate mai este ceva. Bun, hai că le luăm. Dacă facem un inventar de scuturi plus 6, asta înseamnă că o să avem nevoie de 90. 72, 75, bun, 80, și cu încă 10, total 90 de fiere de urs cu plus. La care mai avem nevoie, băi, blana albă de tigru asta, asta e iurea că nu prea este. Sau nu a mai apărut acum, nu a mai apărut, uite, 200k, 300k, asta 500, până în 500k vreau să luăm. Nu știm și câte o să reușească, aia e treaba. Ce avem noroc? E că blană albă de tigru cere numai una și ce mai cere două sunt uniforme de la plus 9. Uniformă neagră cu plus, asta la 500k, două încoace, restul la 2, hai de capul meu, două milioane jumate bucata. Nici nu știu dacă este scut de nivel 1 plus 9 acum pe piață, îl comparăm și cu cele nivel 21, hai să vedem ce găsim. Scut de luptă, nu. Pentagon, da? Deci pentagone sunt aparent doar plus 9. Hm. Și am spus că o să facem curat pe shop, da? Deci tot, 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 ce avem aici, aruncăm. În regulă și acum o să băgăm pietrele. Plus 0. What? Păi ce e asta? Păi, alastoare greu la 70 de capa capa. Deci băi, n-ai cum așa ceva. Bă, n-ai cum, la 6, What? nu vine să cred. E 64 de capa capa un alastor. Păi și să înseamnă că astea zi ieftine foarte tare. 15 la 5 oni. Ok. Și de astea alte 15 la 1. Vai de capul meu. Deci, bă, mie nu vine să cred. Vă dați seama ce prețuri. Vă dați seama ce prețuri sunt astea. Păi, ia, 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 Bun, hai să vedem în ce investim niște bănuți la Augri nu o să ne consume așa de mulți bani, dar ce variantă ar fi să cumpărăm niște celeuri. Hai să vedem, cel mai mic preț, la 40 de milioane. Ok, în seara asta este VNCL-uri, deci asta cred că e motivul pentru care o scăzut. Clar o să mai scadă prețul, dar nu avem ce face, trebuie să și cumpărăm așa. Deci 40 de milioane, 200 de cl o să facem pe caracterul ăsta, avem nivel 41-91%, vedem la ce ajungem, ăstea normal le-am primit de la comunitate, o să le dăm la voi, nici nu știu că ăsta cu inteligență 6, nu știu dacă are vreun mare preț, eu le pun acolo lângă ce item mai avem pentru voi, ia stai să vedem, Deci... aici, aici, ăsta este inventarul vostru, în afară de medaliile astea, astea sunt ale mele că am făcut loc. Târna copuiară este al meu. Așa, teamă. În rest, cărți de un 2 capa total, astea o să le ținem noi. Nici nu are rost să vi le dau. Astea gurile mi se pare că sunt dropate sau ceva. Bun. Și hai să mergem. Deci ăștia 40 capa capa pe care am investit nu sunt chiar, chiar pierduți din cauza că o să mai facem un alta din ce dropăm. Deci asta este destul de Uh, clar, dragonele le ținem pentru noi, sperăm să avem cât de multe dragoane. Și blesurile iar au un preț. Inel limp, pătrundere, marmure. O, oh, da, marmure, frate. Deci dropăm marmure. Ia uite, primul dragon. Ok, 4 boabe zen, 6, 7. Bă, cum să pici așa bine boabele zen, ești nebun la cap. Ia uite, nu mai un dragon meu, dar 4 blesuri, patru marmure. Critici pătrunderi foarte bine. Foarte bine, hai să din cărțile astea care au ieșuat, 91-70%, inel și câte una de alta, un inel limbi, o să mai băgăm pe shop. O da, cum sunt de frate, 11 boabe, zi. când a văzut așa ceva, frate? 11 boabe, zi. nu știu cât e boaba zi în aici, dar posibil să fie ieftină. Hai cu dragoanele, că foarte slab Foarte, foarte, foarte slab Așa, două sloturi perpendicular, nici blesturi nu datura asta. Avem 6 marmure total. Nici nu știu câte marmura, încât ca să vinde marmure la reușită. Bă, dar numai un dragon, frate. Ia uite, 2. Da, Iuria, 3. 57. Încă o bobă, încă una. 4. Ok. Ok, 6. Hai că o dropa 6. Era dropul ăsta din 100, frate, sincer. 11 rămas. Bă, vezi, 17. Ok, cu 8 blesuri și 10 marmure. Critici pătrunderi, 40 cu 40. Okay, mi-a dat, mi dat chiar fix aparent. Hai să mai aruncăm din asta pe jos. Și inele luse și cu limbile o să le punem pe shop. Bun, deci din 40 de milioane investiți. Hai de cap, cum bă, slab. Slab. Îți ieftine cele urile aici, dar zici că și drop e mai slabă. Dă-l încolo de drop. Hai să vedem câte sunt uh, 17 zenuri. Uh, hmm, vezi, că, vezi că e bine, 8kk bucata. Deci dacă este 8kk bucata, ia stai să scoatem noi uh, socotitarea. Uh, 0,8 ori 17, 13 milioane, ok. Și mai avem blesurile care cred că e un milion bucata. 1.2. Ce -a scos asta frate la 8 kk? What, blesuri la 8 kk? 13 la 8 milioane? Bă, stai un pic, fratei. Da, așa, că recuperăm, dar recuperăm din altă parte. Cel mai mic preț unitar. Stai așa, stai, 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 stai. Nu mă pic. 200 la 1 milion jumate, bă. De aveam eu banii ăia. Stai de capul meu. Bă, băiatule. 8 copti, 16, rămân cu 4 milioane. Mm, ok, ok, no problem. E ok. Sincer, o meritat investiția. O să încercăm să facem bani, frate. Vedem cum facem din 4 capa capa o jumate. chiar o să vedem. Bun. Și plus încă 10 capa capa din blesuri, plus încă 6 milioane din uh, dragonele, Relativ am putea zice. 29 de milioane. Hmm. Cu ce mi mai dat? Cu niște full cu un alta. E ok. E chiar ok. Mă așteptam să dea mai multe dragone, dar ne mulțumit și cu cât avem. Deci astea o să le băgăm pe shop. O să facem și pachet de 5 și pachet de 1-1. Ia să vedem ce facem cu shop-ul ăsta. Deci, uh, inele limpi. O să băgăm la 1 milion bucata. 1, 2, băgăm, vă dăm seama câteva bucăți, că nu are rost să pui foarte multe din cauza că ții shop degeaba. Inele de astea Lucy, iară tot la fel. 1 milion bucata. Pac, pac, pac în regulă și acum ce trebuie să băgăm? Astea și blesurile, frate. Hai să vedem la cât e pachetul de 10 blesuri. Deci 1 la 1.2, 10 la 12.8. Bă, frate, fac 4 k pe profit pe fiecare de ăsta ești nebun la cap. Deci 12.8 plus că acolo avem 13. Wow! Deci o grămadă de bani chiar o grămadă, o grămadă de bani avem aici. Așa, dacă le punem astea 1, așa, și să le separăm în 10, gata. Gata, frate. Aici mai avem încă 9 blessuri le-am pus eu la preț mare, aparent. Dar stai așa, că mai pot să fac încă un pachet fix de 10. Îl facem și pe ăla. Pac și pac. Deci avem 20 de milioane, 4, 8, 16? 20 de milioane profit, frate, din blesurile astea, dacă le vând. Vă dați seama? Deci 20 de milioane profit din blesurile astea. Deci cât? 100 de celeuri. What? 100 de celeuri profit din câteva blesuri, mi se pare. Cât stai să farmezi 100 de celeuri? Că stai ceva. Inger, chiar stai ceva să farmezi niște celeuri atâtea. Ok. Oh, uh, da, bă, avem 3 bilete de V2. Astea tot ale voastre sunt. Așa, alea nu sunt a mele. 7, 9, 5 în regulă și 8 cu 8 e 16, o să pun la 1.5, nu o să pune chiar 1.8. E ok, face profit de pe blesuri, asta vreau să se vândă și ăsta 7, 8, 5, în regulă. Gata, cam alea sunt. Și 10 marmure, frate, stai așa, 10 marmure, ia să vedem cât e marmura. Mulțumim frumos de abonare de la domnul Bobby, direct pe videoclip. 7 milioane marmura, hmm. bă, vezi că, vezi că le putem vinde. Bine, nu sunt băgabile pe shop, aia e problema la marmurele astea. Dar putem vinde la 30k ca reușită. Hai să vedem, vând marmură, 30k ca reușită. Hmm? Ar fi varianta, ce ziceți? Ia uite, crafturi. Nu este oare ceva cu preț? Evantai craft, ia uite care 12 milioane, frate. Ia, evantai craft, pumnal. Uh, clopot, chiar nu știu dacă face cineva, dar e numai câte o bucată. Arc craft, evantai încă o bucată și lama craft. Deci de evantai... Oh, băiatule, fii atent, frate. Deci dacă vin de la 12 milioane bucata și la 10. Ia uite. Hai să mai vedem ce mai este. Deci avem și clopot. 10 milioane. Hmm. Eu am mai făcut aici, frate. Fii atent că am mai făcut. Încă 200 de cele ori din ce am luat de acum de pe jos. Deci asta e la 10 milioane bucata. Crafturile fac, nu cumpără nimeni marmură la 30-40 ca ca urile da, dar e... Bine, bă, 20 ca care reușita. Așa, Vân marmură 20 ca care reușita. Le punem adunate astea, că n ai rost să le separăm, nu mai, mai cupă loc. Și o să le băgăm la 19. Business, 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 sincer, business. Pe păi cine știe, poate ajută pe cineva, știi, pe care are nevoie de marmură. Și restul le pun la 2k, k, crafturile. Clopotul ăsta merge la 3,5. asta ar la 3,5 arcul, La o la 2 ,200. Cine știe, poate, poate le vindem. Și acum din 4 milioane, hai să vedem câți bani uh, reușim să facem. Nu un pic ca să băgăm în depozit biletele de V2. Noi nu avem în ce să băgăm armură, așa -i? Așa. Bun, și astea 177 de scoi, ar o să vi le dau la voi? Nu cred că o să avem nevoie. Bun, și încă 3 oameni pe care trebuie să îi fac eu, deci dator cu 3 oameni. Și am făcut 20 capa profit acum, ne descurcăm, facem cumva. În regulă, deci avem 4 milioane 100 în inventar. O să mergem să facem fragmente. Să faci fragmente e cea mai simplă metodă de a mulți yang. Deci, singer, chiar cea mai simplă metodă de a yang. Așa că, haideți să o probăm. Ia că am făcut și 12 din astea minereie. În regulă, inelul ăsta limp îl băgăm sus pe noi, că cine știe. Trebuie să mi bag în depozit încă să pot să iau mai multe. O nouă tehnologie. O, stai așa că primul, primul și rafinăm din cauza că avem reușită de 100%. Poate, poate, și facem un cristal de 10 și ne-a scos, frate, cu o grămadă de bani. Că cred că e super scump acum cristalul de 10. Hai să ajungem la 30. 28, 29, 31. Bun. Hai să vedem ce cristal prindem. Și... Fai de capul meu, am prins cristal de 1, nu vine să cred. Bă, am prins cristal de 1, va Vă dați seama că am prins cristal de 1, deci... Nici... Bun, hai că le-au făcut Eman asta să le fac eu și au ieșit 518 fragmente. Pup, din cauza ta am revenit pe server? Aia zic. Haide. Ia uite, poți să te pe și pe jos. Cât e? Uh, una și o tolbă. O, oh, da, chiar fix, fix o tolbă. O să mergem să băgăm pe shop fragmentele. 10 milioane? What? Cum să fie, bă, 10 milioane fragmentele? Ești nebun la cap? le pun la 7. Hai să le pun la 7. 6, 9, 9, 9. Așa, așa. Și astea eu le pun la... Cât? 3,75 aș. Bun, hai să dau pe strigă. Fragmente ieftine pe piață. Hai să vedem, poate, poate le ia cineva și atunci ne mai punem și mai facem. 27 de milioane cristalul de 10. Foleu! Ia uite că se vând fragmentele. Bine, bă! Bine, bă, băieți! Opa, așa. 13-18 milioane. Bun. Hai că atunci le continuăm și pe celelalte. Facem loc cum trebuie în inventar. Hai de cap, mi umplut tot depozitul, frate. Bine că l-am cu 3. Ia uite. Fă, băiatule. Ok, hai da să vedem câte fragmente ies acum din 13 cap. Bun, hai că au ajuns la 9,4 milioane și hai să vedem rezultat. 4,569. O să mergem și le băgăm pe shop și pe astea. Între timp o să facem altele în o tolbă pe jos, frate. Două tolbe am găsit astăzi. Nu știu ce cu ele. Chiar acum am, am, început să răspund la mesajele de pe Insta și Discord și mi-a spus un băiat că shop lui e tot timpul plin și că l-a pus acolo lângă noi. O să joacă 2-3 ore pe zi și numai din map nu face un 50 k a vânzări în fiecare zi. Deci mă pun atât. O, oh, domnul Numbers, salut! Deci, ia uite, frate, voi vedeți câți sunt, frate, tot mai mulți, mă. Deci mie nu vine să cred câți playeri s-au putut apuca pe serverul ăsta dată și ne-au apucat noi. Deci mie nu vine să cred. Deci, băi frate, vă dați seama cât suntem. Deci, fragmente de energie. Ok, le băgăm la 8,8. Așa le pun toate acum. Deci 8,8. Bun. Și o să continuăm. Deci sunt undeva la vreo 40 de shopuri aici, frate. Vă dați seama. Deci fii atent. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, zaci. Aici. Fac, mai punem încă 20. Sunt vreo 40 de shopuri aici, frate, la poștă. Deci asta aici am făcut noi și hai să vedem totuși cum arată la depozit. Locul unde sunt cele mai multe, normal, peste tot. Da, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, tot vreo 40 sunt aici, așa, pa, ca bine, mai sunt pac, acolo, vă dați seama. Dar în orice caz, mult, mult s-o simțit. Y, lau, ia uite. Oare sunt peis din Y? Bun, hai să vedem rezultatul. Deci a rămas cu 89 de yang în inventar. Băleu, ce bine a ieșit. Nu știu cât o state o să le facă, dar o stat ceva. Deci avem 7 pachete și încă 25. Bun, bun. Deci dacă facem un calcul, vin undeva la vreo 49 de milioane dacă le dăm la 7 KK. Merge treaba, da, merge. Or, laș m-a apucat din cauza seriei, haide. N-avem suficient Yang. Bă, n-avem bani nici să mergem în un bazar. Ok. Hai să vindem niște licori, două o de treabă. Și mergem și le băgăm pe shop. Pergamen binecuvântat s-a vândut. Ia uite că avem vânzări. Și Bă, stai așa, că ne-am pus pachet numai de 10. Wow, 40 de milioane deja. Să face loc automat, ok. Și pe poștă, uh, pentru tine nu juvăvei un one de la letal. Ok. Și ce o să fac, frate? Deci ce îmi dați voi pentru mine? O să le băgăm pe alt caracter. Și O să le folosesc acolo și să fie separat un pic de serie, știi? Deci unul ăsta o să-l tragem deoparte pentru noi, pe lângă seria asta și odată ce facem acolo bani, deschidem tot felul de cufere sau dăm un alchimie, tot pentru, uh, pentru serverul ăsta. Hai cu seria că venim toți aici, haide! Aia zic, aia zic, mă băieți. Deci 38 de milioane, bun, 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 bun. Deci am făcut niște profit de pe alea, în regulă. Și să mai băgăm fragmente la 8,8%. Încercăm le ținem un pic de vreme la 8.8, dacă nu la 7. Și cam, cam aia e. Ce mai putem scoate? Niște scoici, le pune una peste alta. Nu știu dacă să lăsăm la presa, nu, că o sta mai bine de oră. O sta mai bine de oră să le facă. Negoți pentru băieți. Hai să vedem. Wow, chiar e delican plus nou. Bune. Bune, 29 medie. Pup. Mulțumim. Mulțumim frumos. Bun, și hai să vedem unde ne este shop -ul. Ia bă, dar ce bine au pus băieții așa în rând, frumos, elegant. Unde mi-e shop meu? Asta e shop meu. Deci, din 4 capa capa am ajuns la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la 80 de milioane. Deci, din 4 capa capa am ajuns la 80 de milioane. Wow! Deci, de 20 de ori banii, frate, vă dați seama? Vă dați seama că am ajuns de 20 de ori? Bine, dacă o să și mă gândesc că o durat, vă două ore, cred că o durat. Deci, dacă stăteam două ore la format, posibil să fi făcut banii ăștia. Deci... Știi ce zic? Mai ales dacă este ceva la pradă bun, îi faci banii. Deci chiar îi faci. Hai să scoatem uh, Să hai să le stacăm una peste alta, încât să băgăm și surițele astea tot pentru voi. La Juvovei. În regulă. Și acum ăștia 38 de milioane. Hmm. Să vedem în ce investim. Oare au părut blană? Albă de tigru. 700k. Mă, este ceva ia la un milion. Dacă ar fi cazul. Și uniformă cu plus. Dar asta încă nu este frate. Aia e scumpă tare. Aia e scumpă tare. Bun, cred că o să o las pe Emma să facă scuturi plus 6. Să vedem dacă ajunge la un inventar. Că să faci fragmente, frate, e plictisitor și în același timp, ok, să fac bani, dar, băi, pierde într un pic de vreme, știi. Deci chiar chiar și pierzi vremea cu ele. No, bun, eu am cumpărat două inventare. Vedem cât ies la Ema plus 6 dintre astea, după care mai cumpărăm, clar, să mai facem. 13 ani. 13 ani de la Govor, frate! Respect! Respect, frate, 13 ani de la Gover. Vai de capul meu! Deci de la Gover 13 ani. o să extragem pe live, frate. Deci cel mai probabil, nu știu ce să facem altfel. Trebuie cumva să-i rezolvăm pe ăștia. Vă seama, frate, că eu venit băiatul și la 13 ani pentru voi? Și ia avem și noi bani de colectat, aparent. 102 milioane, de o încolo, frate. Bă, mi s-au vândut fragmentele toate. S-au vândut toate fragmentele la 8,8. Deci am transformat 4KK în 90 de milioane. Deci cam atât cred că s-au venit. 4KK 90 de milioane. Vai de capul meu. Ok, hai să ne pregătim să dăm la plus. Să facem astea. Plus 9. O să căutăm și un fierar de vrează să vedem pe unde găsim. Salut, vă bă, băieți! Stai, stai așa, stai așa. Lucease pe jos, 400 de Nu mă pic că vrea să ne dea colegul negoț. O oh, de mai mult, și astea un milion. Asta nu face nimica. Se vă plante nimic. Uh, nu înțeleg, stai un pic. Nu mă pic. De la Berlin ceva. 37 de cristale de 5. Oh! Uh, uh. uh, zi aici. Pentru băieți să le dai, hei fan, mulțumim frumos, frate. Mulțumim frumos, bă, frate, plin de giveaway pentru voi. Deci, vă dați seama, plin de giveaway pentru voi. 4 milioane lucioasele, bucata. Le pun la, cât să le pun la 3 milioane 300. Ia, 3 milioane 300. Băgăm și astea și ou de maimuță la 1 milion 250. Asta are pentru mine. Ia, pac. Bă, bine că le-am luat, frate. O aruncat 11 pietre de lican. Ești nebun la cad. Ești 5 milioane jumate acolo. Nu le pun la 7 milioane și ceva. Nu știu cine e, tu, barneau, nu, nu să le pună pe șoc. Cine știe, 7 milioane de pe jos. Bă, vă dați seama câți bani am făcut azi de pe jos? Băieți, fiți atenți. La ce m-am gândit. Deci, din tot ce primim, eu să iau 10% și restul dăm la voi. Acum, acum ziceți voi? Dacă vi se pare corect, nu vi se pare corect ca eu să iau 10% din totul, tot ce primim, să evoluăm caracterul ăsta și restul de 90% să dăm pe comunitate. Adică din ăștia 13 ori iau 1 în 30. Din ăștia 37 iau 11. Știi ce zic? O mânie, o incizie, un și camuflaj, ceva am astăzi. O să încercăm să le băgăm. Oricum, mult multe, multe s-ar și aruncă cărți. 5 mai plus 6. Bă, mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Așa. Pac. Ia uite niște licori aici. Astea, măi, lucruri care îți dați seama, nu vi le pot da la voi. Așa că le băgăm pe shop când nu să cumpăr. Aruncare fulger 750. Incizie 250. Asta 350. Sfârșie 350, camuflaj 350 și mâine le aruncăm ce mai probabil pe jos înapoi. Dar noi trebuie să mergem acum ca să, ca să amgradăm. mulțumim foarte frumos tuturor bețelor care contribuie aici. Ia uite, trei creme de față. iată atent. Cremă de față. Cât îi? 250, 750k ar veni crema aia de față. O teamă, o aură, nu, no, astea vi le dau la voi. Teamă, aură, armură. Aura merge la voi, Teamă și armura la mine. Adică totul să vă dau premii de un cât îți nici un cap a capă bucata, știi ce zic? Așa, bun. Vă dau ceva serios, măcar o aură. Bun, și asta am zis că 750. Bun. Cea un cu porc, urs, vânat, varză și un ou. Nu e aia, urea, Ai, frate. Hai să de masă. 70k. Și să vin acum a apărut blană albă. Hmm. Hai că le luăm ustia. N-ar nimic și dacă luăm mai multe, nicio problemă. 23. Să meargă mai mult de atâtea. Hai că mai luăm ăsta. 2. Bă, e destul de optimist, aparent. Ia uite, 32. Ok. Și mai avem uniforme negre cu plus de cumpărat. De peste 2. bun, și dăm 2,8kk pe bucată, are ce faci? Ce să faci? E careva de pe la noi? Ha, dacă e careva de pe la noi, luăm de la el, nu are niciunul de la noi, nu are. Ok, deci uniformă neagră cu plus 28 de milioane. Pac, gata. Bă, multe am luat, multe. O să mergem într-un regat unde găsim uh, Ferrari. O să mergem la blue și dacă tot mergem, hai să și rafinăm minerele astea pe care le avem. Pietre sunt aici două bucăți. dar poate mai găsim ceva zăcământ, așa că hai să le scoatem pe toate. Hm, chiar am găsit, ia uite, zăcământ de cupru, mă după târnă cop, stai așa. Bun, o să lăsăm un goal, un pull de fapt. Deci, din ce primim pe Kirin de la jucători, sunteți de acord să ținem 10% pentru serie și restul să meargă la jucători? Da, ține 10% pentru serie, nu, dă tot la abonați folosește la serie să poți face progres până la serverul temporar. Postăm. Și acum urmează să așteptăm încât să putem vedea clar ce facem. Pentru că dacă luăm logic, dacă primim o donație, spre exemplu, de 100 de oni, știi ce zic? 100 de oni. Sau în valoare de 100 de oni, 10% păstrăm noi, adică 10 oni și 90 de oni merg la voi, frate. Merg pe comunitate și în același timp facem și noi progres și creștem toți împreună. Spre exemplu, dacă s-au apucat 40 de persoane de server, câte shop am văzut astăzi, împărțim 90 de oni la 40 de persoane, să vine 2 oni, 25 pe fiecare. Și nu știu dacă să scriu așa mulți la giveaway, știi? Sunt șanse foarte mari să primești ceva. De uite, din ăștia 13 oni, eu aș păstra un on 30 și după aia mai rămân încă 12 câștigători. A câte un on fiecare, știi ce zic? Ia, dincolo zăcământ de argint. Hmm. A, eu happy hour, frate, de 30% astăzi. Ho, oh, 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 Vai de capul meu. Bun, hai că am făcut măcar la argint. O să căutăm fierar și acum am observat că suntem înaintați cu clipul. Adică avem totuși câteva minute bune. Așa că posibil ca să rupem videoclipul în două. Adică upgrade-ul să-l facem pe videoclipul de mâine, sau cel puțin tot astăzi îl postez, duminica nu postăm, deci astăzi băgăm două clipuri din această serie, încă să fie echid situația. Dar acum mergem să căutăm firar și să băgăm pe minereile astea. Apropo, dacă doriți să căutați minere, uitați, în timp ce vă deplasați, dați un minus pe hartă și o să vă apară minereile. Ia uite, fac, ați văzut? Minereul deja, Cum au apărut, acum a chiar jad de lângă colo, că nu minerim. Dacă era altceva, da, bă, am pus. Am pus sticla în loc de licori. sorry me. da. cu un fms frumos, elegant. Arc de distrugere, aproape. Aproape. Țară goală, țară goală, opa, aici avem. Țară goală, jos. Nimica. Ok, nu știu la galben dacă mai ar fi ceva. Aici avem două. Și zăcământ de fosile. Păi da, cum să nu-i dăm, frate? Avem 101 noi. Poate ajungem la 200. Hai că am ajuns aici la 280. Și 8. Hai că mergem deasupra să vedem dacă găsim. Și ce găsim? Așa știți și voi uh, care sunt. Deci aici avem bijutier și cu diamante. Mă și numai mă lacrimă cer. Wow. Atât ai tot. Bijutier, nici măcar să. Băi. Mă lasă? Nu pot frate. Nu pot. Deci bijutier și diamante. Lacrimă cer. Hmm. Hai să mergem la galbini. Deci nu avem altele aici. Deci măcar știți și voi care este care este situația. Deci am prins 10 diamante total dintr-un pachet dintre la întreg. Și hai să vedem ce au băieți aici. Au sau nu? au Țară gală, țară gală. Nimic, nimic. Aici am colț. Uou, am găsit. Am găsit pită bună băieți. Am găsit pită bună aici a sus, gol. Deci jos acolo trebuie să mergem, sperăm să găsim chiar ce avem noi nevoie, să fie totul bine. Noi hai să vedem, Ferrar de armori și lacrimă cer. Bun, deci ferar avem. Este tot în regulă. Aici e cumpărat, frate, și nu e făcut nimic. Aiorea. Ferrar de arme și smarald și bijutier. Ok. Hai să dăm pe care să dăm. Dăm pe ăsta de aici. Nu avem ce face. Argint. Și fosilă cu 30% șansă. Te rog frumos. Se reușești. Eșuat prima bucată. Hai. Eșuat două bucăți. Hai cu fosila măcar. Ăsta seamănă cu fosila. Eșuat. Și asta, la altă piatră. Eșuat. Tot eșuat, frate. Am pierdut timpul degeaba la minerit. Am înțeles de ce au preț așa mare toate, frate. Are logică. Are logică. Bă, te vând blesuri, frate. Mi-a dat o mână. Bun profit, mă, de în orice caz. Și acum să extragem pentru giveaway, cum am și spus. Deci, pentru astăzi avem Ribu, PMSU, Armura și mă gândesc să mai punem și un tăiș, aură, aură, aură și încă să asta de aici. Cam astea sunt pentru astăzi și hai să intrăm să vedem ce au zis băieții aici. Deci, cum s-au votat? 95 de voturi. Avem așa. 28% tine 10% pentru serie. 34% nu, dă tot la abonați. 38% folosește la serie să poți face progres până la server temporar. Bun. N-ai zis că nu accepți nimic. Oamia e mare. Eu zic să folosești tu, bro. Un content mai bun atrage mai mult jucători. La final de serie poți să faci giveaway la jucătorii care s-au păcat. Cred că băiatul mai lăsat uh, comentariu. Oamia e mare. Foarte mare, frate. Foarte mare. E vorba ca cei care în mare parte donează, vor să doneze să susțină seria. Încă să putem face un content mai bun acesta este motivul pentru care primim. Și da, foamea e foarte mare odată ce am spus să ținem 10% pentru serie. Bă, frate, eu nu pot să cred așa ceva, bă. Am zis să ținem 10% pentru seria și răspuns, foamea e mare. Bă, mi era simplu. Nu arătam ăștia 13 ani, nu arătam alte lucruri, nu arătam... Înțelegi? Pac, le băgam pe ăsta și gata, tată. Ce? N-am primit nimic, nu vă dau nimic, știi? Cu totul că am primit de la băieți care mi-au spus, n-am bărăi, să ține-le pentru tine, fă ce vrei. Și alea o să le vindem noi pe alt cont și o să facem alte videoclipuri, tot pe Cuirin, cu Iangu respectiv. Pentru că sunt persoane care bă, vor să-mi dea mie, știi? Nu neapărat pentru serie, nu așa, pur și simplu vor să-mi dea și n-am cum să refuz. Așa că vă mulțumesc foarte, foarte frumos. O să păstrăm 10% din tot. Vă mulțumesc și celor care zic că foamea e mare, că o să fie cricotași la acest videoclip. Hai să extragem câștigătorii și avem în felul următor. Primul. Număr amuzant. Nu am o, frate, Nu au pus. Nu s-o băgat la giveaway. Nume Polis puno. Adică uite frate, mesaj. Pentru tine nu giveaway. Poftim. Nu, no. Eu ce să fac frate? Nu? Tragem pe dreapta. Văgăm pe altceva, știi? Un one, îl tragem pe dreapta și când adună un one și putem face content cu altceva, folosim acolo. Și mulțumesc tuturor celor care doresc să ne ajute și așa. Nume Oniga. Merge FMS-ul. Nume joc Bena. Merge Ribu. Și acum să vedem, o să fie câte doi câștigători la cărți. Adică un câștigător o să ia câte două. Se aude că ești în casă nouă? Da, da, da. Încercăm să remediem cât de curând. Și eu vreau pe serverul acesta. Ai link în descriere unde poți să-ți faci cont și trebuie să bagi câte 200 de ori pentru fiecare cont și atât ai permanent și super bun jocul. Nume joc Kenny. Deci de la domnul Kenny trimit în două cărți. Bun, hai să vedem următorul. Ai Mafin, ține seria că o să rupă. Suntem la clipul 5 din 30. O, oh, stai mă că la Kenny nu i-am trimis. Stai așa. Cred că așa era Kenny, dacă am greșit vreau să-mi spuneți în comentarii. Că apare trebuia să așteptăm. Bun, s o trimis la Mafin o carte. Păi te dau, știi, până ce o prinde, știi, pun aici. Vezi că nu l o luat acum. Hai să vedem asta. Bă, gata. Bun. Brățare de lemn, fragment de energie. De l aici, că ne adunăm noi. Bă, benă, vezi că acum ai câștigat, frate. Stai așa, să-i dau mesaj. Vezi că ai ceva pe poștă. Care erau șansele, frate? <laughs> Băieți, mulțumim tuturor pentru susținere, pentru like-uri și nu uitați de cei de la Dice Dreams care contribuie aici financiar și ne ajută cu această serie. Dar deasupra lor sunteți voi care descărcați joculețul, îl des găsiți în descriere sau în primul comentariu. Dacă îl descărcați, îl băgați în telefon, ați intrat în el, mă ajutați enorm de mult, v-am țucat, ne-ați următorul, ciao, ciao!